presa liberă trecere cu Loredana Bălan la TV Sat. Bun găsit, dragi telespectatori! Vă spun de la Colegiul Național Alexandru Vlahuță din Râmnicu Sărat. Ne aflăm chiar în clădirea unității de învățământ. Alături de mine este domnul Sorin Cârjan, primarul municipiului Râmnicu Sărat. Domnia sa ne va vorbi de toate lucrările care s-au derulat în ultimii ani în această clădire, dar și despre impedimentele pe care le-a avut de depășit constructorul pentru a aduce clădirea la forma inițială. Domnule primar, cred că deja v-ați obișnuit cu întrebarea când vor începe cursurile la Colegiul Național Alexandru Vlahuță, de fapt în clădirea unității de învățământ. Astăzi ne aflăm aici pentru a da câteva răspunsuri foarte importante comunității de râmniceni, dar mai mult decât atât elevilor care așteaptă să pășească în băncile liceului. Întâi de toate, și eu mi-aș fi dorit ca școala să fie început deja în clădirea Colegiul Național Alexandru Vlahuță, pentru că este septembrie și pentru că școala a început, cursurile anului școlar au început. Dacă nu s-a întâmplat lucrul acesta, sunt, așa cum spuneați, câteva impedimente peste care nu putem trece, pentru că înainte de toate avem datoria ca lucrările care se execută să fie de calitate. Mai repede nu înseamnă mai bine și eu mi-aș fi dorit ca lucrul acesta să se fi întâmplat deja, mă refer la rezolvarea tuturor problemelor care, din punct de vedere tehnic, să ne facă să ajungem la recepția, la terminarea lucrărilor. Dar o să vă invit să vedem împreună lucrările care o să executa până la acest moment și cele care mai sunt de executat. Eu sper și am sperat tot timpul ca lucrările să fie făcute de calitate și cât mai repede posibil, în așa fel încât cursurile să desfășoare aici, cadrele didactice și copiii să se bucure de avantajul, să spunem, acestei clădiri. Dar trebuie să le spunem telespectatorilor, acelor care ne urmăresc și care nu au un contact neapărat cu colegiul, că de 4 ani elevii de la Colegiul Național Alexandru Vlahuță învață în săli absolut bine dotate și într-un liceu de asemenea reabilitat la Traian Săbulescu, liceul agricol. Așa încât ei nu sunt abandonați, ca să spun așa. Și atunci, haideți să vedem că pe afară cred că lucrurile sunt cât se poate arată cât se poate de frumos. Sigur că din pricina verii acestea care a fost foarte secetoase, iarba nu a ieșit în totalitate, dar nu-i nimic, constructorul trebuie să o facă să arate bine, adică în momentul în care va preda lucrarea, aceste spații vor fi cu adevărat cu iarbă de calitate. Pe atunci invităm telespectatorii să vadă exact ce se întâmplă în interiorul acestei clădiri. Domnule primar, aș vrea să discutăm în primul rând despre punctul zero al acestor lucrări. Anul 2019, și vreau să ne spuneți toată istoria, ce s-a întâmplat de atunci și până în prezent. Păi, în primul rând trebuie să precizăm că liceul, clădirea liceului Colegiul Național Alexandru Vlahuță este monument istoric de categorie B și de aici trebuie înțeleasă problema. Orice modificare față de proiectul inițial necesită timp, pentru că e nevoie de dispoziții de șantier care să fie aprobate de Direcția de Cultură, are nevoie de fel de analize din punct de vedere al, să spunem, aspectelor tehnice care țin de această reabilitare a clădirii. Vorbim de anul 2019, a fost pandemie, a fost criza materialelor, a fost o perioadă lungă în care constructorii nu au lucrat peste tot în țară. Diferența între acest obiectiv și alte, să spunem, școli din acest program, Programul Național de Dezvoltare Locală, constă în tocmai această problemă, că noi am avut o clădire monument istoric. Toate celelalte pot fi reabilitate, numai că, uitându-vă pe pereți cât de bine arată, și am să vă arăt aspecte din pardoseală, nu cred că cineva ar fi fost de acord, doar ca să terminăm lucrările, să lăsăm aceste fisuri nerezolvate. Pentru că, din punct de vedere tehnic, a fost o problemă. Nu am găsit, constructorul nu a găsit pe piață, restauratori, oameni care să poată să facă aceste lucrări. Din fericire, în cele din urmă am găsit și această problemă care, cum spuneam, peste care nu puteam să trecem, eu cel puțin nu am fost de acord să trecem, ne-a împiedicat sau ne-a întârziat. Nu este singura
Și o să mergem acum în anfiteatru să vă arăt o altă problemă care de asemenea a apărut. Ne aflăm chiar în anfiteatru, acel loc iubit de cei care au învățat pe băncile Colegiului Național Alexandru Vlahuță din Râmnicu Sărat. Ce au identificat constructorii aici? Păi una dintre probleme a fost pardoseala, pentru că, vedeți, pereții au fost reabilitați, arată foarte bine, doar că proiectul tehnic însemna doar, să spunem, rașchetarea vechiului parchet. Și nu a fost cazul. Era atât de deteriorat, atât de vechi și de putred, încât a trebuit să fie înlocuit. Schimbându-se pardoseala, parchetul, dedesubt era pământ, totul era putred și a fost nevoie de a se turna o șapă. Dar atenție, nu faci aceste lucrări doar pentru că tu ai constatat că acele lucruri nu merg. Dispoziție de șantier, de asemenea fel de analize, fel de aprobări, lucruri care durează. Și dacă veți vedea că vom parcurge un traseu destul de lung în liceu, astfel de probleme, ele nu apar decât în momentul în care începi să lucrezi acolo. Nu s-a putut aborda liceul din toate, să spunem, corpurile odată, ceea ce înseamnă că pe rând, rând pe rând, aceste, să spunem, vicii față de expertiza inițială au apărut. Ca și timp, cum spuneam, sunt foarte mulți timp de așteptare în privința documentării și așa mai departe, toate documentațiile care au trebuit făcute, rezultă aceste întârzieri. Dar am să îi întreb pe telespectatori și pe dumneavoastră, ar fi trebuit să închidem ochii și să spunem, domnule, lăsați cum e dedesubt, nu contează, lăsați parchetul așa pentru că așa scrie în proiect? Cred că nu puteam să fac lucrul acesta eu ca primar și cred că toți cei care, să spunem, au spus că mai degrabă întârziem lucrările, dar să le facem de bună calitate. Ne aflăm în corpul de legătură dintre clădirea principală și holul P-urilor, așa cum este cunoscut holul în această unitate de învățământ de către foștii elevi. Domnule primar, aici, care este povestea? Una din principalele probleme care ne-a ținut pe loc, să spunem, constructorul de fapt, a fost această zonă. În proiectul inițial a fost tratată într-un fel, ulterior, atunci când au început lucrările, clădirea practic era în colaps, a trebuit să fie reconstruită. Practic toaletele astăzi sunt noi, spațiile sunt noi, dar iarăși până s-a putut trece la lucrări a trebuit expertizare, a trebuit modificare de proiect, dispoziții de șantier și fel de aprobări. Suntem, cum spuneam și accentuez pentru a câta oară, într-un monument istoric. Nu fac constructorii de capul lor și nici noi nu cred că ar trebui să-i lăsăm să facă lucrul acesta. Vorbim de lucrări care s-au făcut după aproape 40 de ani de consolidare, să spunem, la liceu. Ba mai mult vorbim despre o restaurare care nu s-a făcut niciodată cu așa amploare. Domnule primar, vreau să ne spuneți în continuare care este stadiul lucrărilor, în ce procent ne aflăm acum și care sunt următoarele lucruri de pus la punct. Gradul de realizare a lucrărilor sunt la 92%, deci practic nu mai sunt multe lucrări la interior, majoritatea sunt la exterior, respectiv curtea liceului și baza sportivă, dar mai sunt mici retușuri pe care trebuie să le facem pentru că asta ne dorim cel mai tare, dacă vorbim de reabilitarea unui monument istoric, să o facem ca la carte. Suntem în zona P-urilor și aici se poate vedea foarte clar diferența între pardoseala, cum arăta acum câteva săptămâni, cu aceste fisuri care nu puteau fi lăsate așa, și modul în care ele arată după restaurare. Este o diferență vizibilă, sigur că nu este ceva perfect, pentru că nu poți să ajungi la culorile, să spunem, făcute acum 100 de ani, dar în mod categoric arată astfel. Va mai fi nevoie de o perioadă pentru a așeza, cum spuneam, pardoseala în toate zonele și să arate cât mai aproape de perioada în care ea a fost realizată. De asemenea, vedeți că a venit și mobilierul, se va face curățenie în clase, se va pune peste tot plinta, se va rașcheta și parchetul în toate sălile. Deci, cum spuneam, mai sunt detalii la nivel de clădire a liceului. Un alt detaliu destul de important, înțelegem că îl reprezintă și acest luminator. Trebuie găsite soluții și pentru acesta. Ei bine, din proiectare lucrurile nu au fost foarte clare. Constructorul ne spune că nu poate realiza
pentru acest luminator din sticlă să-l facă. Și s-a găsit o soluție, dar tot în timp și cu un artist plastic și tot cu fel de fel de avize, el va fi funcțional în sensul că va avea o suprafață care va acoperi această zonă. Practic, toate aceste impedimente pe care le-ați avut de depășit au făcut ca ușile să nu se deschidă nici în acest an școlar pentru elevi. Mai repede nu înseamnă mai bine, cum spuneam. Sigur că, repet, mi-aș fi dorit să se întâmple lucrul acesta, dar mai mult decât orice îmi doresc, că atunci când elevii vor intra, toate aceste lucrări să fie de cea mai bună calitate. Dacă ultima dată s-a intervenit acum 40 de ani și niciodată nu s-a făcut o restaurare, n-aș vrea ca peste 5 sau 6-7 ani să mai fie nevoie de astfel de lucrări, așa cum se obișnuiește. Eu sper ca lucrările care s-au executat în acești ani, chiar dacă au durat, să fie pentru zeci de ani de acum înainte în picioare. Iar proiectul este gândit de mulți ani, 2007, 2008? Chiar mai devreme, cred, 2005-2006, el a fost revizuit prin 2015 și practic a fost făcut o reproiectare câțiva ani mai târziu, în așa fel încât în 2018 el să fie depus. Deci probabil că în cele trei stadii, de la fiecare nivel, au mai fost făcute îmbunătățiri, dar nu atât de importante, să spunem, în așa fel încât în execuție să nu apară probleme. Și iată că una este în expertiză, una este în proiectare și alta este în execuție, mai cu seamă la un monument istoric cu vechimea Colegiului Lahuță de peste 100 de ani. Astăzi, la momentul înregistrării acestui material, unde se lucrează? Păi se lucrează la interior, la aceste mici detalii, de asemenea se lucrează la curte, ploile din săptămâna trecută și zilele acestea i-au împiedicat pe constructori să realizeze asfaltul și acolo este o problemă, fără să mai mergem în sălile respective, subsolul este când și când inundat de apele care nu au fost preluate prin proiect, nu s-a prevăzut un sistem de rigole sau de colectare să dreneze aceste zone, astfel că deși este izolat subsolul, din când în când se produc infiltrații. Este, cum spuneam, una din lucrările care a venit suplimentar, proiectantul a venit cu o soluție, dar au apărut întârzieri. Din fericire, să spunem, există soluția, parțial a fost remediată, atunci când vom face asfaltările, când constructorul va realiza asfaltările, vor ține cont de acest aspect și îl vor rezolva. Domnule primar, am văzut că se va interveni și la treptele unității de învățământ, la treptele clădirii. Treptele, cum vedeți, arată foarte rău, deși în proiect ele nu au fost tratate în mod spectaculos, ele așa ar trebui să rămână doar curățate, șterse. Ori am spus că lucrul acesta nu este de dorit, așa încât vor fi reconstituite, vor fi șlefuite. Chiar dacă au 100 și ceva de ani, să arate ca și când ar fi noi. Peste tot acolo unde lucrurile nu sunt ca în proiect, cu întârziere de rigoare, accentuez, nu vom trece peste aceste, să spunem, detalii pe care nu le consider detalii, în așa fel încât lucrările să fie de cea mai bună calitate. Și iarăși un aspect care ne-a ținut pe loc și pe care am considerat necesar să-l rezolvăm, este sistemul de termoficare. În proiectare nu a fost prins un nou sistem de termoficare, dar în momentul în care s-au făcut presiunile la centrală, am văzut că sunt pierderi. Ceea ce înseamnă că am fost de acord din cheltuieli neeligibile să realizăm un nou sistem de termoficare, alte aprobări, alt timp de așteptare, altă proiectare și, în sfârșit, liceul va avea și un sistem, în sensul că a fost realizat, dar va deveni funcțional. Vedem că au fost gândite și asigurate toate măsurile de siguranță pentru elevi și cadrele didactice. Da, atunci când vor intra, elevii vor beneficia de cele mai bune condiții, pentru că există instalații și pentru internet și condiții de luminozitate foarte bună. Ba chiar liceul este protejat și cu un sistem de detectare a fumului, în cazul nefericit, să spunem, de incendiu. Nu știu când se va termina, pentru că o să îmi cereți și un răspuns final, dar se va termina atunci când totul va fi pregătit
ca această clădire, monument istoric, să arate foarte bine. Ne aflăm, domnule primar, într-una din clasele acestui colegiu. Așa va arăta o clasă modernă pentru viitorii elevi care vor păși aici la Colegiul Național Alexandru Vlahuță. Domnule primar, vreau să ne spuneți în continuare povestea. Râmnicenii se întreabă cine s-a ocupat de la început de aceste lucrări. Vorbim de o singură firmă, vorbim de firme de pe plan local. Întrebarea dumneavoastră mă trimite la proceduri. Trebuie să știe râmnicenii că în momentul în care s-a finalizat o procedură de achiziție a lucrărilor în cazul de față, predăm amplasamentul și din momentul acela întreagă răspundere revine reprezentantul nostru care este diriginte de șantier și al constructorilor. Această lucrare a fost adjudicată de o firmă din afara localității. Poate și lucrul acesta contează în sensul că, neavând un istoric legat de localitate și pe cineva care să sufere odată cu noi de faptul că aceste lucrări trenează, deci atât că lucrările au întârziat, uneori și din pricina contractorului. Pe de altă parte, procedurile sunt foarte complicate, durează și nu doar că durează, dar nici n-ai cum să le influențezi. Poate e și bine să nu le influențezi, dar uite, în cazul de față, faptul că o firmă din afara localității a lucrat și încă lucrează, probabil că a dus la această rezultantă. Una peste alta, pentru că suntem aproape de procentul finalizării acestui obiectiv, trebuie să le mai spun râmnicenilor că se putea și mai rău. Că m-a întrebat mai rău dacă se putea ceva. Se putea întâmpla și mai rău. Ca un constructor să nu mai lucreze deloc. Fie că intrăm în conflict și urmarea conflictului cu beneficiarul, lucrările se sistează, ajungem să ne judecăm și vă dau exemplu apropo de ce înseamnă mai rău. Liceului Tehnologic Victor Frunză. Lucrările au început undeva în anul 2007, s-au oprit undeva în 2009 și de atunci, uitați că sunt 15 ani, avem un mare șantier care este abandonat de ani de zile, clădirile și cantina și internatul și parțial atelierele au fost abandonate. Deci da, se putea și mai rău, adică am făcut tot ce a depins de noi, deși am avut o comunicare bună, am avut o corespondență în termeni juridici care să-i atenționeze pe constructor să fie prompt și să lucreze, dar din fericire, cum spuneam, nu am trecut în partea cealaltă ca acest șantier să se oprească, pentru că am fi rămas cu colegiul nu doar cu lucrări întârziate, ci oprite definitiv pentru cine știe câți ani. Ne aflăm în sala de sport, dragi telespectatori, această sală care a găzduit pe lângă orele de educație fizică și sport și numeroase și importante competiții pentru foștii elevi. Da, aici devin deja nostalgic pentru că am fost absolvent al Colegiului Național Alexandru Vlahuță și mai mult decât atât, competițiile mi-erau foarte dragi. Din sala de sport, puține lucruri au mai rămas ca înainte de începerea reabilitării, adică vestiarele, sala aproape în întregime, instalațiile sanitare, termice au fost schimbate, iar sala, într-adevăr, arată astăzi la alte standarde. Noi vă mulțumim, domnule primar, pentru invitația pe care ne-ați făcut-o. Am pășit astăzi împreună la Colegiul Național Alexandru Vlahuță. Înțelegem că încă mai sunt lucruri pe care trebuie să le puneți la punct. Fără doar și poate, mai sunt lucruri de pus la punct. Eu vă mulțumesc că ați vizitat împreună cu mine liceul. Eu am fost și zilele trecute, voi mai veni și zilele următoare, dar prin intermediul dumneavoastră mă bucur că râmnicenii au avut ocazia să vadă ce se întâmplă cu lucrările de la Colegiul Național Alexandru Vlahuță. Acum, după scurta noastră vizită, cred că se nasc câteva concluzii. În primul rând că, deși lucrurile sunt întârziate, poate nepermis de mult, ele continuă și vor continua până în ziua în care lucrurile vor fi de cea mai bună calitate. Vă spuneam că mai grav decât să fie întârziate este să se oprească de tot și atunci să avem ani de zile acest liceu abandonat. De asemenea, sunt 7-8 probleme, poate chiar mai multe, pe care le-ați văzut că nu au fost prinse în proiectul tehnic și chiar dacă am întârziat, am așteptat să le rezolvăm. Vă reamintesc că clădirea de trecere din incintă, problemele din pardoseală, scările, de asemenea instalația termică, infiltrațiile de la subsol, care înseamnă o rețea de ape pluviale și multe și multe alte lucruri. Eu rog pe râmnicenii să înțeleagă
că mai repede nu înseamnă mai bine și că uneori avem, sau nu de fiecare dată, avem datoria să așteptăm până când lucrările să fie de cea mai bună calitate, mai cu seamă că vorbim de un monument istoric, de un monument la care cu siguranță toți rămâncinii ne raportăm. Și ca să vedeți că ne-am gândit la toate detaliile, până și gardul va fi reabilitat, el este o altă, practic, o altă investiție, o lucrare care nu are legătură cu liceul. De un an și jumătate ne străduim să încheiem toate procedurile în așa fel încât să reabilităm total și gardul, care la rândul lui este monument istoric. Acum i-aș întreba pe râmniceni și vă întreb și pe dumneavoastră dacă ar fi trebuit să procedăm așa cum se obișnuiește, să ne uităm la graficul de lucrări și la termenele asumate de constructor, ceea ce înseamnă ca în 3 ani de zile să fi fost lucrările executate, dar fără toate lucrurile acelea pe care vi le-am relatat, rezolvate. Cum ar fi arătat liceul și cât de mândri ați fi fost să intrați mai repede într-un liceu care ar fi arătat din punctul meu de vedere groaznic? Bineînțeles, aceste concluzii vor fi trase de râmniceni. Noi vă mulțumim foarte mult. Până data viitoare, numai bine. La revedere! Presa Liberă Trecere cu Loredana Bălan la TV Sat.